Karim Benzema este un atacant fabulos, un jucător cunoscut de la Real Madrid, care a dominat acolo împreună cu Ronaldo și Bale în momentul lor de glorie, însă care s-a descurcat și după ce a plecat ambii, câștigând Balonul de Aur în 2022, însă din păcate în momentul de față joacă la Arabi, la Al-Ittihad, ceea ce este destul de nașpa, însă în videoclipul de azi o să-i resetăm cariera ca să vedem dacă reușește aceleași realizări. E bine, și Karim Benzema a jucat la 3 echipe, Olympic Lyon, Real Madrid și Al-Ittihad. El desigur a început la Olympic Lyon, unde a jucat foarte bine, ulterior s-a transferat la Real Madrid, a jucat excepțional, iar în cele din urmă Al-Ittihad, care ea este acceptat, adică de știu. E bine, Karim Benzema are nevoie de obiective ca să fie mai interesant, așa că obiectivele sunt în felul următor. Karim Benzema trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee, el trebuie să câștige 3 Champions League-uri, 2 Super Cup-uri, să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite, Balonul de Aur să-l câștige de 3 ori, Gheata de Aur să o câștige de 5 ori, să ajungă la 99 overall, să câștige ori Euro, ori World Cup, să înscrie 205 de goluri și 75 de asisturi. Ei bine, acestea sunt obiectivele pentru Karim Benzema, sunt absolut sigur că o să-l facă pe toate. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați ca să n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber, sunt sigur că putem să ajungem la acest număr, și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez. Ei bine, acestea fiind spuse, hai să mergem la Benzema să vedem cum arată. El are 83 overall, un overall chiar foarte bun pentru el. Am încercat aici să-i scad cât de mult posibil și cum am crezut eu, pentru că cea mai mică carta lui a fost la Real Madrid în FIFA și este de 86 overall, și pentru că noi începem la Lyon am vrut să-i scad minus 3 overall-uri, deci acesta este overall pe care l-are și stats-urile, care eu zic că sunt destul de bune. 83 pace, 79 shooting, 72 passing, 84 dribbling, 54 defending și 72 physical. Desigur, 3 cu 3 acolo la skill moves și la weak foot și medium cu medium. E bine, pentru primul sezon vrem să stăm la Olympic Lyon, așa că îi voi pune aici un nivel un plan destul de bun, hai să vedem ce îi se potrivește. Și să fiu sincer, cred că un poacher, da, un poacher e cea un petrol, pentru că trebuie să creștem acolo shooting-ul. E bine, echipa lui Lyon este destul de bună, Karim Benzema clar prinde primul 11, are și overall destul de mare, ce drept. De asemenea, Karim Benzema are 17 ani. E bine, acestea fi spuse pentru primul sezon, eu zic că suntem destul de ok, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce va reuși să facă Karim Benzema la Olympic Lyon. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată Karim Benzema, și arată foarte bine. 87 overall pentru el, foarte bine a crescut acolo. Însă haideți să vedem ce a reușit să facă totuși la Olympic Lyon. Și a reușit 27 de goluri pentru primul sezon, este destul ok, în 36 de apariții și 3 asisturi, destul de bine pentru el. Hai să vedem chiar asta dacă reușește. Reușește cu 23 de goluri, let's go, pentru primul sezon. L-a trecut acolo pe Kylian Mbappé, a reușit doar 22 de goluri Kylian. Hai să vedem în ligă ce am făcut. Se pare că sunt pe locul 5. Ok, cam greu în ligă. Cupa națională, haideți să vedem dacă reușim. Nu reușim aici. PSG câștigă, ne scoate Lens. Ok. E bine, și din păcate doar în aceste competiții am jucat, se pare că în Conference League, în Europa League și în Champions League n-am jucat, așa că da, asta este. Bine, suntem în sezonul cu numărul 2 și vedem că Benzema este la națională. În sezonul acesta, sincer, vreau să-l transferăm, pentru că are deja 87 overall, un overall foarte mare, așa că haideți să-l transferăm. E bine, și Benzema primește două oferte foarte interesante, o ofertă de la Barcelona și una de la Leverkusen, însă haideți să vedem totuși ce jucători au. E bine, la Leverkusen în atac vedem că cei mai buni sunt Victor Boniface și Gerard Moreno, dar clar Benzema este mai bun decât amândoi. Vedem aici că este Virt la echipă, 89 overall, Chaka și el la fel, un mijloc destul de ok, medium să zic așa, nu e 5 TC. Iar în defensivă Frimpong cu Grimaldo, Cosu nu foarte bun, Hincapi și în poartă Headache. E bine, și la Barcelona singurul cam care ar putea să ne treacă la overall este Lewandowski, însă are același overall ca noi, 87, el are 35 de ani Lewandowski, noi avem 18 ani, așa că clar putem să-l întrecem. Pe dreapta l-am pe Rafinha, pe stânga Rashford, ok, și Ferran Torres, deci avem chiar un atac foarte bun. Miretti este la echipă, Pedri la fel, încă este, Gundogan și el, Frankie de Jong este și el, însă Gavi nu mai este, l-au luat pe Gavi. În defensivă încă este Araujo și Kunde, ok, foarte bine acolo. Iar în poartă este desigur Ter Stegen. Ei bine, clar varianta mai bună este Barcelona, așa că da, o să respingem aici transferul de la Leverkusen și o să acceptăm Barcelona. Ei bine, și până la urmă transferul se face, Benzema pleacă la Barcelona. Nu se duce la Real Madrid, cu asta în viața reală, se duce la Barcelona. Ok, interesant. E bine, Franța este în Euro și vedem că în grupa B a terminat pe locul 1. Se pare că România a prins o grupă foarte grea cu Italia, Spania și Franța. Nu a avut efectiv nicio șansă. Franța însă trece mai departe cu 9 puncte. În 4 Franța se pare că a jucat versus Anglia și a reușit să bată cu 1-0.
Însă în final joacă versus Portugalia și reușește să bată cu 2-0. Iar în final se pare că Franța va juca versus Netherlands, care a câștigat acolo cu 2-1 versus Belgia. Haideți să vedem în final dacă reușește Karim Benzema să câștige primul lui Euro și nu reușește. Câștigă Netherlands, ok, câștigă Olanda aici în fața lui Franța. E bine, și am ajuns la Barcelona, unde echipa arată foarte, foarte bine. Însă noi trebuie să schimbăm puțin pentru că, da, nu prea are sens cum sunt poziționați. E bine, cam așa va arăta echipa. Lewandowski o să rămână aici pe bancă pentru că, da, este mult mai slab decât noi. Iar Benzema o să ia locul. Rafinha în dreapta, Ferran Torres în stânga, nu o să intre Rashford, mi se pare bun Ferran Torres. Mijlocul foarte bun cu Gundogan, De Jong și Pedri. În defensivă l-avem pe stânga pe Best, cu unde Araujo, Walker și ca portar de sigur de Steger și banca de rezervă, care eu zic arată foarte, foarte bine. E bine, haideți să vedem ce tip în plan îi dăm lui Karim Benzema și sezonul acesta, da, cea bun este un mobil striker, așa că ăsta îl vom da. E bine, Benzema este pregătit și echipa la fel, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem ce reușește să facă Karim Benzema de data asta la Barcelona. E bine, și pentru 2024 câștigător Balon de Aur este Haaland. Ok, este Haaland. Însă Karim Benzema câștigă aici Young Player of the Year. Ok. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Karim Benzema și are 90 overall, mă, foarte, foarte bine. Bravo lui, bravo. A crescut foarte mult și echipa de fapt arată foarte bine. E bine, au scăzut câțiva jucători, Gundogan și Walker acolo, dar asta este. Însă hai să vedem ce stats-uri a avut Karim Benzema. Pentru primul sezon a avut 31 de goluri pentru primul sezon în La Liga, de fapt, și 10 asisturi, foarte, foarte bine pentru el. Însă hai să vedem dacă reușește gheata de aur și se pare că nu reușește. Este pe locul 4 cu 17 goluri. Ok, și Ben Yedder se pare că câștigă. Wow, ok. În La Liga, haideți să vedem, se pare că suntem pe locul 2. Bă, ce nașpa, suntem pe locul 2. Real Madrid câștigă cu diferență mare de puncte. În Supercopa, haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Câștigă aici Atletico de Madrid cu 3-0, ne bat. Wow, ok. Copa de Spania, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm aici cu 3-0 versus Betis. Let's go. Avem un trofeu. Haideți să vedem ce a făcut în Champions. Se pare că Rapid este cu noi în grupă și au trecut pe Olympic Marseille. Ok. Însă au reușit să ieșim în grupă cu 14 puncte. Mai departe însă dăm de Inter și ne scoate Rapid, bă, cu 4-3 ne scoate la general. Și câștigă Bayern, ok, câștigă Bayern cu 3-2. E bine, am intrat în sezon cu numărul 3, în continuare la Barcelona suntem, însă Barcelona are nevoie de niște jucători buni. Adică un nou mijlocaș și un nou right back, așa că haide să o ajutăm și să transferăm doi jucători noi. E bine, și avem aici doi jucători chiar foarte, foarte buni, Bruno Fernandes și un trei care expiră contractul și de asta vreau să-l transfer. Și Boy, care arată foarte, foarte bine, 24 de ani, 84 overall și costă și destul de puțin, așa că haide să-i transferăm pe ambii. E bine, și vine un nou right back la echipă pe suma de 56 de milioane de euro. E bine, și Bruno Fernandes vine la echipă pe suma de 65 de milioane de euro. E bine, cu Bruno și cu Boy aici chiar arată foarte, foarte bine echipa. Însă haide să ne încerim în plan, punem lui Benzema și da, cred că îi păstăm mobil striker pentru că o să crească ce mai rapid. E bine, echipa este pregătită cât și Benzema, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce vrea să facă Benzema în continuare la Barcelona. Hai să vedem în 2025 cine câștigă Balonul de Aur și este Haaland din nou. Ok, nu putem și noi să câștigăm Balonul de Aur. E bine, sezonul cu numărul 3 se termină. Hai să vedem cum arată Benzema și vedem că este la națională. Ok, are 93 overall. Wow, ok, mamă cât a crescut. Hai să vedem totuși ce a făcut la Barcelona și 35 de goluri și 9 asisturi. Foarte, foarte bine, multe, multe goluri. Însă haideți să vedem dacă a reușit să câștigă gheata de aur și reușim să câștigăm gheata de aur. Let's go, 24 de goluri. Hai să vedem la Liga dacă reușim, se încarcă și se pare că reușim să câștigăm la Liga cu 82 de puncte, mă, let's go. Supercopa reușim, nu reușim aici, câștigă Real Madrid. Copa de Spania reușim, hai să vedem, reușim să câștigăm versus Real Sociedad, mă, let's go, 3-2 batem. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League totuși, ieșind din grupă pe locul 1 cu 14 puncte, însă iar ne scoatem o echipă în round of 16, mă, frate, mă, Bayern ne scoate cu 5-3 la general. Ok, și câștigă Inter, ok. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4, majoritatea jucătorilor sunt la națională, însă înainte să nu uităm ce a făcut Benzema la națională, hai să vedem ce divin plan îi punem pentru sezonul acesta. Are 20 de ani și ce am divin plan pentru el, văd că este complet striker ca să-i mărim acolo la Wakefoot la 5 stele, însă a început să crească greu, vedem că o să se facă la 94 overall în 158 de săptămâni. E bine, haideți să vedem ce am făcut și în World Cup. Vedem că Franța a ieșit din grupă pe locul 1 cu 7 puncte. În round of 16 se pare că batem în Republica Cehă cu 4-1.
Mai departe dăm de Noua Zeelandă pe care o bate cu 2-0. În semifinale dăm de United States pe care o bate cu 2-1 și suntem în finală. Și finala vom juca versus Mexico, ok, interesant. Hai să vedem totuși locul 3, cine este, Spania sau United States? Și se pare că este Spania, ok, locul 3 este Spania. Hai să vedem totuși finala, Mexic sau Franța, let's go, 3, 2, 1 și let's go, mă, reușim să câștigăm World Cup-ul, mă, bine, mă, cu 2-1, o batem pe Mexic și Benzema câștigă World Cup-ul, let's go. E bine, echipa este pregătită și Benzema la fel, i-am dat acolo divin planul, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem ce va reuși să facă Benzema în continuare. Hai să vedem 2026 cine câștigă balonul de aur și este Karim Benzema, mă, let's go, avem unul din 3 baloane de aur, let's go. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Benzema în continuare și are în continuare 93 overall. Însă hai să vedem ce a făcut Benzema și are 24 de goluri, what? Ok, Ferran Torres și Bruno Fernandes se pare că i-au luat fața și 5 asisturi, cam puțin, cam s-a pus sezonul ăsta. Însă hai să vedem dacă reușim chiar de aur și da, nu reușim, suntem tocmai pe locul 10 cu 15 goluri, wow, ok. Hai să vedem la Liga dacă reușim să câștigăm la Liga din nou cu 92 de puncte, mă, let's go. Supercopa, hai să vedem, nu reușim aici, câștigă Real Madrid versus Villarreal. Copa de Spania reușim, hai să vedem, nu reușim, câștigă aici Real Betis versus Real Sociedad. Copa de Spania, hai să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim, câștigă aici Real Betis. Însă hai să vedem ce reușim să facem în chapter, se pare că ieșim din grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Roma, pe care o bate cu 4-2 la general. În quarter final se pare că dăm de Borussia Dortmund, pe care o bate cu 5-3 la general. În semifinal se pare că dăm de Liverpool, pe care o bate cu 3-0 la general. Și suntem în finală versus Bayern aparent. Hai să vedem, de obicei Bayern o bate cam Robo Barcelona, însă data asta putem să schimbăm. Hai să vedem, 3, 2, 1 și reușim să câștigăm Champions League, mă, let's go, cu 3-2 o bate pe Bayern și câștigăm Champions League-ul, let's go! E bine, suntem în sezonul cu numărul 5 unde vedem că Benzema a crescut plus 1 acolo, ceea ce este destul de bine. Echipa arată oricum foarte bine, însă hai să vedem totuși ce tipul în plan îi punem lui Benzema. Și pentru sezonul acesta cred că o să-i punem un target player, crește ce mai rapid practic. E bine, echipa este pregătită, Benzema la fel, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește să facă Benzema în continuare la Barcelona. Hai să vedem 2027 cine câștigă balonul de aur. Este Karim Benzema din nou, mă, let's go, Karim Benzema câștigă al doilea balon de aur, 2 din 3 avem, let's go. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Benzema în continuare și are 94 overall, ok. Haideți să vedem ce staturi are și are doar 24 de goluri și 7 asisturi, da, cam slăbuț. La Liga, haideți să vedem, reușim să câștigăm la Liga măcar, mă, let's go. 90 de puncte, câștigăm din nou la Liga. Supercopa câștigăm aici în finală versus Real Madrid, let's go. Copa de Spania, hai să vedem dacă reușim să câștigăm versus Girona cu 3-0, îi spargem efectiv. În Super Cup, hai să vedem, reușim să câștigăm și Super Cup-ul, let's go. Mamă, câștigăm trofee peste trofee. 4-2 reușim să-i bate pe cel la Chelsea. Haideți să vedem ce am făcut în Champions League totuși. Am ieșit din grupă pe locul 2 cu 10 puncte. În round of 6 se pare că am dat de Juventus, pe care am bătut-o cu 3-2 la general. În quarter final se pare că dăm de Arsenal, pe care o batem cu 5-3 la general. În semifinale însă dăm de Manchester City, care ne scoate 4-2 la general. Și finala o câștigă Manchester City versus Sporting, pe bune, mă, ce finală. Suntem în sezonul cu numărul 6 unde Benzema este în continuare la Barcelona, însă cred că este timpul să plece, așa că îl punem pe lista de transfer. E bine, și primim două oferte foarte interesante, una de la Juventus și una de la Inter. Ok, însă hai să vedem totuși ce atacanți au. E bine, Juventus are în atac destul de interesant jucători. Îl are pe Gakpo, ok. Pe Vlahovic, ok. Deci va fi destul de greu să ne integrăm, având în vedere că l-au pe Vlahovic. Gavi se pare că este și el aici. Locatelli, Merino, Milinkovic Savic s-a reîntors în Europa. Jeremy Pino, în defensivă Bodman, ok, interesant. Ruben Dias, Schlotterbeck și el. Și ca portar Diogo Costa, ok, ok. Hai să vedem Inter, totuși avem aici pe Lautaro Martinez, sigur. Și Junior Alvarez, ok. Varela și el foarte bun aici. Tchouameni, Ugarte, wow, un mijloc foarte bun au ei. Bastoni, Di Marco, Dumfries, Tapsoba, ok, și o defensivă destul de bună. Și ca portar l-au pe Trupin. E bine, din aceste două echipe să fiți ce cea bine ne potrivim la Juventus, așa că o să acceptăm Juventus și o să respingem oferta de la Inter. E bine, și până la urmă din nou pleacă Benzema, se duce la Juventus de data asta, pleacă de la Barcelona și se duce și în Italia să spargă și pe acolo. E bine, și am ajuns în Italia unde va trebui să schimbăm aici puțin echipa, puțin mai mult decât te văd. E bine, și cam așa va arăta echipa. Pino stânga,
Vlahovic, Benzema și Bakayoko în atac, mijloc Gavi cu Locatelli, defensiva Cambioso, Botman, Diaz și Silvestre aici în dreapta, care este un regen, o să trească să facem right back, și Diogo Costa în poartă și pe banca de rezervă niște jucători chiar destul de buni. Hai să vedem totuși ce tip de plan îi dăm lui Benzema și pentru sezonul ăsta cred că da, ce am pentru el este un poacher sau un complet striker, însă da, o să păstăm poacher. Însă hai să vedem ce a făcut Franța în Euro. Vedem că a ieșit din grupul locul 2, din păcate. Bine, la egal de depute cu Irlanda. În quarter final se pare că o bate mai pe Scoția cu 2-0. În semifinal se pare că o scoate pe Portugalia cu 3-0 și finala va fi versus Belgia. Hai să vedem că reușim să câștigăm Euro și 3-2-1. Reușim să câștigăm versus Belgia. 4-0 îi batem. Wow! Și se pare că Benzema marchează 3 goluri și 3 asisturi. Dă foarte bine Benzema. E bine, Benzema este pregătit, echipa este pregătită. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 6, să vedem ce reușește să facă Benzema de data asta în Italia la Juventus. Hai să vedem în 2028 cine câștigă Balonul de Aur și este Kylian Mbappé de data asta. Ok, ok. E bine, sezonul cu numărul 6 a terminat. Hai să vedem cum arată Benzema și are 96 overall, foarte, foarte bine pentru el, însă hai să vedem totuși ce stats-uri are și 27 de goluri și 8 asisturi. Ok, nu e foarte mult, dar este destul ok. Hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim aici. Gata de Aur, suntem pe locul 4 cu 19 goluri. Mai departe, hai să vedem, reușim să câștigăm, reușim seria să câștigăm. Avem două dintre acolo la Ligi, câștigăm seria cu 90 de puncte. În Super Cup, hai să vedem dacă reușim, se pare că nu reușim aici în Italia Super Cup. Copa Italia, hai să vedem dacă reușim, nu reușim aici nici Copa Italia. Haideți să vedem ce am făcut în Champions, se pare că suntem pe locul 1 în grupă, 14 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de AS Monaco pe care o bate cu 4-3 la general. 4 final dăm de City pe care o spargem cu 5-0. Wow, ok, cu 5-0 o spargem pe City la general. Semifinal se pare că dăm de Spurs pe care o batem cu 4-1 la general. Și final se pare că vom juca versus Real Madrid. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala cu Juventus. Hai, 1, 2, 3 și reușim să câștigăm la penalti. Reușim, wow, ce finală. 3-3 și câștigăm la penalti cu 3-2, mă, let's go. Juventus câștigă și Karim Benzema câștigă al 2-lea sau al 3-lea, nu mai știu care, Champions League. Let's go. E bine, și suntem în sezonul numărul 7 în continuare aici la Juventus cu Karim Benzema. Hai să vedem totuși ce tip de plan impunem lui Karim Benzema și hai să vedem care e cea bun. Se pare că target player este cea bun. E bine, echipa este pregătită cât și Karim Benzema, așa că simulăm sezonul numărul 7 să vedem ce va reuși să facă Karim Benzema în continuare în Italia la Juventus. Hai să vedem în 2029 cine câștigă Balon de Aur și este Karim the Dream. Let's go, mă. Câștigă Karim Benzema al 3-lea Balon de Aur completând acel obiectiv. Let's go. Sezonul numărul 7 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Benzema și are 98 overall, mă, let's go, mau, cât a pus să crească. Însă hai să vedem totuși ce stats-uri are. 27 de goluri, bă, cam puțin, frate, cam puțin. Însă dacă te uiți la toată echipa arată foarte, foarte bine, toți atacanții de fapt, și 7 asisturi pentru el. Hai să vedem dacă reușește și nu reușește. Se pare că Lautaro Martinez este mult, mult mai în față decât el. Hai să vedem seria, dacă reușim seria să câștigăm, let's go, cu 91 de puncte. Supercupa Italia, hai să vedem dacă reușim să câștigăm Supercupa Italiei și se pare că reușim cu 3-1 să îi bate pe cei de la Inter. Let's go. Copa Italia, hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim aici, ne bate, adică câștigă de fapt Inter. UEFA Super Cup, hai să vedem că reușim și se pare că reușim, o batem pe Atletico Madrid cu 3-0 în Super Cup. Haideți să vedem totuși ce facem în Champions League, se pare că ieșim din grupă pe locul 1 fără nicio înfrângere. În Round of 6 se pare că dăm de Feyenoord pe care o batem cu 3-1 la general. În quarter final se pare că dăm de Leverkusen pe care o batem cu 4-1 la general. În semifinal se pare că dăm de Bayern pe care o batem cu 3-0 la general, iar final am jucat versus Real Sociedad, care nu pot să cred așa ceva. Cum am pierdut versus Real Sociedad? Mă, am bătut Bayern, am bătut Leverkusen și de bate Real Sociedad în finală, mă. Wow. Ok. E bine, suntem în sezon cu numărul 8, unde vedem că Benzema este la națională, iar în sezonul acesta cred că o să transferăm. De ce? Pentru că trebuie să facem acel obiectiv cu câștigarea ligii în 3 ligi diferite, iar Benzema are deja o overall de 98 și nu cred că o să primească absolut nicio ofertă, însă noi o să încercăm. Haideți să vedem ce am făcut și un workout. Se pare că Franța termină pe locul 1 în grupa C. În Round of 6 se pare că o înfrângem pe United States cu 2-1. În quarter final se pare că o batem pe Portugalia cu 4-2. În semifinal se pare că ne scoate Germania cu 3-2. Bă, și câștigă Germania. Ok, ok. E bine, și am ajuns la perioada de mercat, gen în ultimele ore, deadline day.
unde, da, se pare că nu primesc ofertă pentru Benzema, asta este. Așa că vom rămâne în continuare la Juventus, chiar dacă, da, cred că nu s-a pot să mai pot mă transferă, absolut deloc. Așa că vom transfera niște jucători, uite, vom transfera un portar de rezervă și, e bine, le vom transfera pe acest portar și pe Trent, pe poziția de fundaș dreapta, pentru că chiar avem nevoie. Un nou portar vine la echipă pe suma de 22 de milioane de euro, foarte ieftin, dar foarte bun. E bine, și Trent Alexander-Arnold vine la echipă pe suma de 79,7 milioane de euro. E bine, acum echipa arată chiar mai bine. Cu Arnold și cu acest portar chiar avem o echipă destul de bună. Haideți să vedem ce îi dăm lui Benzema și văd că Mobile Striker crește cel mai rapid, așa că pe sau să-l dăm. E bine, echipa este pregătită, Benzema la fel, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă Juventus cu Benzema în continuare. Haideți să vedem în 2030 ce câștigă balonul de aur și este Karim Benzema, mă, let's go, al patrulea balon de aur al său, let's go. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată Benzema și are 99 overall, mă, let's go. Am reușit să completăm acel obiectiv cu 99 overall. Hai să vedem totuși ce stats-uri are și 40 de goluri, asta zic, 40 de goluri și 10 asisturi. Hai să vedem gata, dar dacă reușim și se pare că reușim cu 24 de goluri, let's go. În seria, hai să vedem, reușim să câștigăm cu 87 de puncte. Italia Super Cup, hai să vedem, reușim să câștigăm cu 3-2 versus Inter, let's go. Copa Italia, hai să vedem, nu reușim aici, ne bate Milan cu 2-1. Ok. Haideți să o să vedem ce a făcut în Champions. Se pare că am ieșit din grupă pe locul 1 cu 13 puncte. În round of 6 se pare că ne luăm revanș aici versus Real Sociedad cu 4-2, let's go. În quarterfinals dăm de Manchester United pe care o bate cu 5-3 la general. În semifinale o scoatem pe Bayern cu 4-2 la general. Iar finala vom juca versus AC Milan. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm și reușim să o câștigăm cu 2-0. Câștigăm din nou finala Champions League, let's go. Cred că e al treilea Champions League câștigat. E bine, suntem în sezon cu numărul 9, unde, să fiu sincer, nu am ce să fac la echipa asta. Bine, poate în locul Urban Dia, dar este aici Schlotterbeck și sunt sigur că o să se descurce foarte bine, așa că îl vom păstra pe el. Benzema, hai să vedem dacă puteți să mai facem ceva, adică deja nu putem, are 99 overall, însă hai să vedem totuși ce îi punem. Da, Poucher, abar n-am o să-i pun Poucher. E bine, echipa este pregătită, Karim Benzema la fel, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 9 în continuare în Italia, la Juventus cu Karim The Dream. Haideți să vedem în 2031, cine câștigă balonul de aur? Este Karim Benzema, mă, bravo, mă, 5 ori balon de aur, de 5. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și Benzema, care are în continuare 99 overall, arată foarte, foarte bine echipa. Hai să vedem totuși câte goluri a înscris Benzema și a înscris 42 de goluri, let's go, cu 10 asisturi. Hai să vedem gata, dar dacă reușim și se pare că reușim, 27 de goluri, let's go. Hai să vedem seria, dacă reușim, reușim cu 86 de puncte. Italia Super Cup, hai să vedem dacă reușim, reușim să o batem aici pe Atalanta cu 2-1, în finală câștigăm și acest trofeu. Copa Italia, hai să vedem dacă reușim, reușim să o batem pe Torino, let's go, câștigăm aici Copa Italia cu 2-0. Supercopa, hai să vedem dacă reușim, reușim să câștigăm și Supercupul. În UEFA Supercup o batem pe Liverpool cu 4-1. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions, se pare că ieșim pe locul 1 fără nicio înfrângere. În Round of 6 se pare că dăm de Spurs pe care o scoate cu 3-2 la general, însă în quarterfinals se scoate Bayern la penaltiuri. Bă, și cine câștigă? Câștigă Inter. Ok. E bine, și-am intrat în ultimul sezon, unde vedem că n-au plecat niște jucători, dar nicio problemă, avem aici un jucător de rezervă. Avem efectiv deloc jucător la echipă, însă este ultimul sezon, așa că, da, o să păstrăm în echipa așa, acum e chiar foarte bună echipa. Benzema are în continuare 99 overall, n-am efectiv ce să-i facă mult, așa că simulăm sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, să vedem ce va reuși să facă Karim Benzema în Italia la Juventus. Hai să vedem în ultimul sezon 2032 cine câștigă balonul de aur. Este Karim Benzema, mă, let's go. 6 baloane de aur, let's go. E bine, sezonul cu numărul 10 s-a terminat. Benzema în continuare are 99 overall, însă haideți să vedem totuși câte goluri a reușit să scrie în ultimul sezon. 47 de goluri, wow, aproape 50 de goluri și 7 asisturi, foarte, foarte bine pentru el. Hai să vedem dacă reușește să câștige gata, dar eu zic că categoric și da, categoric cu 32 de goluri, wow, ok, foarte, foarte multe goluri. Hai să vedem, seria, reușim, reușim să câștigăm seria, un trofeu. Hai să vedem mai departe, Italia Super Cup, reușim, reușim să câștigăm, 2 trofee, 2-1 reușim să batem pe cei la Inter. Copa Italia, hai să vedem dacă reușim, nu reușim, bă, ne bate Inter în final, bă, pa. Ok, 3-1 ne bate. Haideți să vedem ce am făcut în Champions. Se pare că suntem în grupa D și am reușit să ieșim pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 se pare
pare că dăm de Real Sociedad pe care o bate cu 6-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Hamburger. What? Ce caută echipa asta aici? Ok, reușim să bate cu 4-1. În semifinal se pare că dăm de Arsenal pe care o bate cu 3-2 la general. Și în finala vom juca versus Borussia Dortmund. Hai să vedem că reușim să câștigăm ultima finală, ultimul sezon. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm, mă, let's go. Reușim să câștigăm la penaltiu. Mamă, ce finală. Mamă, ce finală. Ești 2-2 și pe aia la penaltiuri 7-6. Mamă, câte penaltiuri s-a dat. Wow, foarte frumoasă finală. E bine că aceasta a fost simularea lui Karim Benzema. Eu zic că ne-am jucat destul de bine. Am făcut acolo destul de multe obiective, cred. Adică nu le-am ținut, dar voi știți exact ce am făcut și ce n-am făcut. Balonul de aur, sigur am făcut, trofeele, eu zic că le-am făcut. Din păcate n-am făcut aceea cu câștigarea ligii în 3 ligi diferite. Asta este. Am câștigat și World Cup-ul și Euro, deci e un trofeu în plus. Champions League la fel, Super Cup-ul eu zic că l-am câștigat. Deci eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Oricum, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să ajungem la 1000 subscriberi. Sunt sigur că putem să ajungem acolo cât mai repede și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa.